Bună dimineața, Dani! Bună dimineața tuturor! Practica bate teoria întotdeauna și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Probabil tuturor ne stă gândul la vacanță în această perioadă, în tot felul de destinații, însă aceia dintre noi care au copii caută tot felul de activități noi pentru cei mici aici, aproape, și noi suntem într-un loc din București care îmbină știința cu distracția și o avem alături de noi pe Ana Maria Palade Roată, care este fondatorul acestui muzeu interactiv. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! Suntem în prima tabără urbană din cele 5 care vor fi până la finalul verii. Ce surprize le-ați pregătit celor mici? Așa este. Anul acesta suntem cu prietenii noștri ozoboții. Încercăm să deschidem ochișorii copiilor spre programare, dar la început mai ușurel, pe coduri de culoare. Ei sunt micuți, între 6 și 12 ani, iar la 6 ani puțin mai greu cu codul în C+. Ne îndreptăm și spre asta. Încercăm să dezvoltăm gândirea critică, creativitatea copiilor, algoritmica, dar cu pași micuți la început, pe coduri de culoare, cum poate vedea și colegul dumneavoastră. Roboții, da, se reciclează foarte creativ și selectiv. Copiii au coduri acolo. O să mergem imediat și către alte activități în interior. Ați văzut, avem și afară câte ceva și aici am înțeles că acești boți sunt sensibili la lumină, deci e posibil cumva să o ia razna acolo pe tabelă. E un fel de eroare de cod, dar nu vă faceți griji că îi mutăm imediat la umbră. O să mergem imediat în interior să vedem ce altfel de activități pot experimenta copilașii aici, pentru că vă spuneam, ei pot vedea mai degrabă ce se întâmplă în practică și pot implementa toate noțiunile de la școală aici. Ia să vedem ce avem aici. Avem o grămadă de copilași. Spune-mi, Ana, ce se întâmplă aici? Copii, dacă vreți să veniți aici, vă rog. Activitățile de programare cu ozoboți. În tabăra aceasta, de exemplu, avem experimente care fac legătura între exponatele pe care noi le avem aici și știință. Ei practic pot să replice la scară mult mai mică anumite exponate din orașel. Ei s-au distrat cu circuitele electrice și cu magnetismul. Astăzi vor face legătura cu iluziile optice. Practic ei pot explora fiecare disciplină de la școală prin activități practice. Exact, exact. Mai precis, vor face totul practic, iar ulterior la școală, când vor avea, definiția curentului electric, ei vor ști mult mai repede despre ce e vorba. Aici ne testăm abilitățile cu privire la îndemânare. Este un reflexometru, l-am numit noi. Te învață să nu trișezi în același timp în care să fii atent și să îți testezi viteza de reacție. Foarte tare! Ce faceți, copii? Bună! Bună! Cum te numești? Radu! Bună, Radu! Ce faci aici tu? Mă joc! Jocul de abilitate... Nu știu de abilitate. Ia spune-mi tu, îți place mai mult la școală sau mai mult în vacanță? În vacanță, evident! Și tu ești tot Radu? Bună, Radu! Vă place mai mult în vacanță, dar văd că aveți tot felul de activități care țin și de școală, cumva, așa-i? Da! Ia să vedem în partea asta! Ce avem? Avem tabelul periodic și mergem și către apă, pentru că știu că este activitatea preferată a copiilor. Tabelul periodic al elementelor, copiii pot să verifice dacă sunt toate, dacă s-au descoperit altele între timp și, bineînțeles, pot reconstitui tabelul. Elementele sunt pe niște plăcuțe mici și trebuie să le așeze. Nu este nevoie să știi dinainte, pot să le înveți. Și aici avem acum o activitate preferată a copiilor, am înțeles, mai ales că este cald și, bineînțeles, copiii vor să se distreze, să se ude cu apă. Ia uitați-vă ce e aici. Mulțumim tare mult, Ana! Așa că dacă nu v-ați făcut planuri pentru zilele următoare, vă invit să-i aduceți pe copilași aici, pentru că pot experimenta tot felul de activități care să îi distreze, dar în același timp să-i lase conectați cumva cu zona de cunoaștere, până când începem școala, bineînțeles, dar mai întâi ne bucurăm de vacanță. Florin?